Polițiștii secției numărul 4 de poliție Ploiești au desfășurat 5 percheziții domiciliare în comuna Valea Călugărească la imobilele utilizate de o persoană bănuită de săvârșirea infracțiunilor de amenințare, violare de domiciliu și distrugere. Acțiunea vine în urma incidentului în care bărbatul în vârstă de 33 de ani a pătruns fără drept în casa concubinei sale, distrugând un geam și amenințând-o. Acesta a fost dus la sediul poliției în vederea audierilor, iar în urma probatoriului administrat față de bărbatul în cauza a fost luat măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând ca acesta să fie prezentat unității de parchet competente pentru luarea unei alte măsuri preventive.